anișoului Survivor România au văzut clar că războinicii Andrei Ciobanu și Carina trăiesc o poveste de dragoste frumoasă în Republica Dominicană, una care, însă, pare să îi deranjeze pe colegii lor în aceste momente. Mai mult decât atât, s-a ajuns chiar și la nominalizări de eliminare pentru ca ei să se despartă și să se spargă bisericuța formată de ei. Andrei și-a atacat colegii după ce a fost nominalizat în Consiliu. Ne băgați cuțitul în spate. Modul în care au fost exprimate opiniile de către războinici, chiar în Consiliu, i-a luat prin surprindere pe cei doi protagoniști, astfel că au început și dezvălurile și din partea lor. În momentul în care eu și Carina am devenit un cuplu, voi toți ați fost lângă noi la malul oceanului, ați văzut întreaga scenă. Ați venit și ne-ați spus numai cuvinte frumoase, ați mers pe ideea că ne potrivim, iar Survivor înseamnă și iubire, nu numai competiție. Nimeni nu a avut nimic împotrivă. Acum, constat că nu credeți în relația noastră, că noi suntem falși, că ne-am unit forțele doar pentru a face strategii. Unde este adevărul? În clipa în care ne-ați îmbrățișat sau în aceste momente, când ne băgați cuțitul în spate, au fost cuvintele lui Andrei, care astfel a dorit să arate că la oficializarea sentimentelor, a fost toată lumea prezentă. Carina nu îl iubește pe Andrei de la Survivor România, el, în schimb, este îndrăgostit lulea. Știu tot ce se petrece în sufletul lui totuși. Felul în care Andrei Ciobanu și-a susținut punctul de vedere sau lacrimile Carinei, vărsate în camp, nu i-au impresionat deloc pe colegii lor. Mai mult decât atât, ei au mers pe aceeași idee, și anume, că perechea lor nu este una reală, ci doar una pentru competiție, cel puțin dintr-o singură direcție. Citește și, războinicul Cristian, primele reacții după eliminarea din Survivor România. Atacat de emoționat a fost tanarul când și-a revazut mama după 3 luni, prin videocall, la Fan Arena. Citește și, gratie la Duban, simt nevoia să mănânc în continuare orez. Citește și, grație la Duban, primele declarații despre relația cu Ghiță de la Survivor, ne-am apropiat într-o noapte în care mi-a mărturisit că drept dovadă, la ieșirea din concurs, Cristian a afirmat clar: eu sunt sincer. Carina nu îl iubește pe Andrei de la Survivor România. El, într-adevăr, o iubește pe ea, m-a luat deoparte încă de când a început să aibă sentimente pentru ea, și știu tot ce se petrece în sufletul lui. Este, dacă vreți, îndrăgostit lulea. În schimb, la ea, am rețineri. Cred mai mult într-o prietenie, într-un parteneriat strategic, a declarat sportivul la emisiunea Ștafeta Mixtă, difuzată pe WOBiz. Dezvăluirea războinicului vine, astfel, în completarea declarației date de mătușa concurenței, Dana, care, în premieră, la WOBiz, a avut aceeași părere. M-a surprins. Nu aș fi crezut niciodată că o să se întâmple așa ceva acolo, în condițiile acelea grele, chiar precare.
el mi se pare că ține mult la Carina. În schimb, ea este mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire. Adică, ea nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o, am crescut-o de la 8 ani, a stat numai cu mine și o cam cunosc. Eu niciodată nu am văzut-o îndrăgostită până la vârsta asta și a avut mulți prieteni. În plus, există mulți băieți care îi fac curte la Craiova și o așteaptă disperați să vină acasă de la Survivor România, a declarat Dana la emisiunea Ștafeta Mixtă.